Se întorceau acasă, Pinocchio și greierașul au întâlnit o căruță plină de copii care mergeau în țara fermecată. În acea țară nu existau decât jocuri și dulciuri. Ia mai citește o dată. Nu existau decât? Jucării și jocuri. Și dulciuri. Așa că Pinocchio a plecat cu ei, fără să mai stea pe gânduri. Dar el nu știa că în acea țară copiii care nu învață... Care nu învă? Sau se transformau în măgăruși. Un măgăruș, punct, nu e semn de întrebare. Ia uite, are bici. Are bici. Au făcut părul lung ca la femeie. Hai, mai departe. Citește ca să termină mai repede. Bine. Pinocchio, care avea deja urechile de măgăruș... Nu, avea urechi. Urechi de măgăruș, a făcut ce a făcut și a fugit din acel... loc de necrezut, suindu-se pe o corabie care? Ce făcea? Putea fără nicio țintă. Bravo. Era de fapt corabia lui Geppetto. Uite, da. Cu sacul plin de jucării. Bun. Dar uite cum au ce cimote are. Da, așa este. Se deși apărătoare. Corabia în derivă a fost înghițită de o balenă. Spre bucuria lui Pinocchio, în stomacul acelui animal se afla și Geppetto. Tatăl și fiul s-au hotărât să iasă de acolo, fără să mai piardă timpul. Și așa au și făcut, în timp ce balena dormea. Bravo! Vrei să păzești imaginile de la carte? Nu, vreau să te filmez. Ok. Colegii lui Pinocchio au început să glumească pe seama înfățișării acestuia. Luna cea bună a dorit să îi sară în ajutor, dar pentru că Pinocchio era un mincinos, nasul său i-a crescut la fel de mare ca urechile. Zâna i-a explicat că acest lucru i s-a întâmplat din cauza minciunilor pe care le-a spus. Le spunea. Iar Pinocchio, speriat, a promis că nu va mai spune niciodată vreo minciună. Bravo. Ia să vedem cum se termină. Ia ce poveste urmează. Povestea asta urmează? Da. Hai să vedem dacă urmează. Ia. Termină și ultimile propoziții. Zâna cea bună văzu că Pinocchio spunea adevărul. Spune adevărul și că răsplată îl atinsese cu bagheta magică. Cu bagheta magică și îl transformă într-un băiețel în carne și oase. Astfel Geppetto își văzu visul cu ochii. Avea un băiețel adevărat. Perfect, bravo. Nota 10.